venit anotimpul răcoros, așa că avem nevoie de un boost de imunitate. Și pentru asta, haideți să facem niște shot-uri de imunitate care să ne ajute să trecem peste această perioadă mai grea și cu multe viroze. Pentru aceasta avem nevoie de ghimbir, care este foarte bun pentru orice, o lămâie și, uitați, am avut mai niște portocale mai zbârjite, mai vechi, am uitat de ele, prin urmare, de ce să le aruncăm? Haideți să facem ceva folositor în acest sens. Și pentru început voi avea nevoie de zeamă unei lămâi, așa că voi stoarce această lămâie. Am avut o lămâie cu foarte multă zeamă, așa că să sperăm că avem suficientă. Și avem 50 ml de zeamă de lămâie. La o parte cu voi. Punem în borcanul nostru. Și acum mai vom merge mai departe cu portocalele. Zeamă de portocale avem nevoie de aproximativ 200-250 de ml. Dacă sunt portocale mai zămoase, bineînțeles că veți obține mai repede acest lucru. De obicei las și pulpa, dar de data aceasta am avut niște portocale care, după cum vedeți, au avut foarte multe semințe. Prin urmare, este foarte greu de controlat ce intră și ce nu intră în suc. Dacă aveți portocale bio, unde coaja nu este afectată, nu a fost stropită, atunci puteți pune în blender cu tot cu coajă. Da, știu, sună ciudat, dar este adevărat, puteți folosi și coaja, deoarece aceasta este comestibilă, dacă nu a fost, bineînțeles, stropită. Eu aceste portocale le-am spălat înainte, oricum, dar totuși n-aș avea curaj să pun chiar coaja înăuntru. Aici văd că nu am avut sâmburi, așa că voi pune cu tot cu pulpă, deoarece, cum am zis, este foarte sănătoasă și pulpa. Și așa continuăm. Așa, am terminat. Am pus aproape 300 de ml de zeamă de portocale. Așa, și acum vom avea nevoie de ghimbir. Voi rupe o astfel de bucată de ghimbir și voi folosi cam toată bucata, deoarece trebuie să fie foarte concentrat. Prin urmare, uitați ce vom face, coaja este comestibilă, așa că nu trebuie să o curățați de coajă, oricum la final vom strecura totul. Dacă doriți să o curățați, puteți să o curățați. Eu am spălat-o înainte, așa că este ok, se poate folosi. O voi rade. După ce am ras, va trebui să recuperăm, bineînțeles, toată această bunătate de vitamine. Punem înăuntru, în borcan. Și acum vom avea nevoie de curcuma. Avem nevoie de o linguriță de curcuma. Este un antioxidant foarte bun și ajută la imunitate, ajută la orice, ce pot să spun, este un all-rounder. Așa că vom pune o linguriță de curcuma. Eu o pun așa cu vârf. Și vom folosi și piper. Da, știu, sună ciudat să punem și piper, dar piperul activează substanța benefică din curcuma. Așa că voi pune jumătate de linguriță de piper. Deci vă dați seama că va fi oricum o băutură mega iute, deoarece avem deja ghimbirul și avem și piperul care să ne ajute în acest sens. Așa că ce vom face acum este să blenduim totul. Vom folosi un astfel de blender. Dacă aveți blender de la acela normal, puteți, bineînțeles, și acolo să faceți acest lucru.
aici. Ghimbirul cum s-a prins. Și acum aici avem toată bunătatea, toate vitaminele de care avem nevoie pentru a ne porni din nou sistemul imunitar și a face mai puternic pentru această perioadă. Deci curcuma sau turmericul, cum se spune în engleză, este foarte benefic. Iar în combinația aceasta cu ghimbirul și cu vitamina C din lămâie, din portocale, este super. Haideți să punem în niște recipiente mai serviabile. Voi pune așa, de ce este mai ușor de ghidat. Și doza recomandată este de 30 până la 60 de mililitri pe zi. Voi folosi un tifon. Deoarece vom avea nevoie de puțină forță mai brută în acest caz. Atât a rămas. Avem 3 borcănașe superbe pentru imunitate. Și cam asta este pentru sănătate. Simt deja cum funcționează. Dați un like și un subscribe și ne vedem și data viitoare. Thank you.